Petre Ispirescu Zâna zânelor Aceasta este o înregistrare audiocărți.eu A fost odată ca niciodată Pe vremea când plopul făcea pere și richita micșunele A fost odată un împărat mare și puternic Și el avea trei feciori Făcându-se mari, împăratul se gândi fel și chip Cum să facă să-și însoare copiii ca să fie fericiți Într-o noapte, nu știu ce visă împăratul, că a doua zi, de dimineață, își chemă copiii și se urcă cu dânsii în pălimarul unui turn ce avea în grădină. Porunci să-și ia fiecare arcul și câte o săgeată. Trageți copiii cu arcul, le zise împăratul, și unde va cădea săgeata fiecăruia, acolo îi va fi norocul. Copiii se supuseră fără a cât câtuși de puțin, căci ei erau încredințați că tatăl lor știa ce spune. Traseră deci și săgeata celui mai mare dintre fii se înfipse în casa unui împărat vecin. Acelui de-al doilea se înfipse în casa unui boier mare de a împăratului, iar săgeata celui mai mic se urcă în înaltul cerului. Li se strâmbase răgăturile uitându-se după dânsa și pe aici, pe aici erau să o piarză din ochi. Când o văzură coborându-se și se înfipse într-un copac înalt dintr-o pădure mare. Se duse fiul cel mare, își luă soție pe fata împăratului vecin și se întoarse cu dânsa la tatăl său. Se duse și cel mijlociu și se întoarse și el cu o soțioară mândră și frumoasă. Se duse și cel mic, cu treieră lumea până ce a ajunse la pădurea cea mare unde se lăsase săgeata lui. Bâșbâie el și orbecăi pe acolo prin bunget, până ce dete de copaciul în care se înfipse și săgeata lui. Acest copaci era înalt și gros și bătrân, de când urzise Dumnezeu pământul. Se încovrigă el de dânsul și se urcă până ce ajunse de se agăță de o ramură. Și din ramură în ramură, când a târnat cu mâinile, când cu picioarele încrucișate și încleștate, ajunse până în vârf. Acolo puse mâna și-și luase săgeata. Se jos cu sufletul plin de obidă și de mâhnire, socutind că este sec de noroc. Căci, se gândea el, ce era să găsească în acel copac?